Ei, oameni buni, dacă tot am primit Samsung Galaxy S9 Plus un pic mai devreme decât va fi lansat, hai să vedem ce este în cutie. Să primul să reușim să desfacem cutia. Ok. Ambalajul cu specificațiile tehnice. Ok. 64 GB memorie internă, 6 GB memorie RAM. IP68 rezistent la apă și la praf, ecran de 6,2, slow-mo, cameră selfie de 8 mega și căști stereo AKG. Hai să vedem înăuntru. Una bucată Galaxy S9 Plus. Are deja niște urme pentru că m-am jucat un pic cu el. Hai să-l și pornim. Am pus și o cartelă. Cât timp pornește, hai să vedem ce mai avem în cutie. Manual de utilizare și cheița pentru SIM. Chei, cod SIM. Cod PIN. Asta e tot. O să vedem, terminăm aici ce mai era. Avem adaptorul USB tip C pentru stick-uri, dacă vreți să-l conectați, să transferați informațiile de pe telefon direct pe un stick. Avem adaptor de la USB tip C la mini USB. Avem mai multe tipuri de dopuri pentru căști și căștile AKG. Se simt că se vor auzi foarte fain. Avem cablul USB tip C și încărcătorul cu încărcare rapidă. Asta e tot ce e în cutie. Dăm la o parte cutia. Hai să vedem un pic telefonul. Recunosc că am pus cartela, dar cam atât. Ok. Dacă tot suntem aici, hai să-i dăm și folia jos. Folia de pe față. Folia de pe spate. Să vedem ce mai avem pe aici. Și acum urmează să-l testăm următoarele săptămâni. Să vedem cum se mișcă. Să vedem camera foto. Am citit niște recenzii foarte faine despre cameră. Vedem în continuare cum se va mișca. Cam asta e tot. Dacă aveți întrebări despre S9, lăsați un comentariu, dați un semn, un mesaj, ceva și o să încerc să vă răspund. Foarte rapid. Se așează fain în mână, îmi place. Să vedem, să facem și o poză. Asta e tot. Ne auzim în continuare.